putem să mai așteptăm jumătate de minut, avem o mică problemă tehnică, vă rog frumos, dacă se poate. Deci 10 secunde în plus față de 20, am înțeles. Dar să numeri. Numărați de la 30. Să numeri. Cred că suntem în regulă. Hai, pisică. Puteți începe. Începem? Bună dimineața, bine ați venit la conferința de presă săptămânală organizată de către Ministerul Sănătății. O să încerc să vă prezint două categorii de informații, unele legate de evoluția pandemiei și de evoluția măsurilor sau ridicării măsurilor de restricție în perioada imediat următoare, având în vedere că am atins deja parametrul la care făceam referință, 50% din paturile de terapie intensivă sunt libere și Ministerul Sănătății a propus Guvernului României măsuri de relaxare în perioada imediat următoare, iar cea de-a doua secțiune se va referi la măsurile luate de către Ministerul Sănătății în contextul crizei din Ucraina, care ne preocupă în cel mai înalt grad și care trebuie să își găsească un răspuns adecvat și la nivelul autorităților de sănătate din România. În ceea ce privește evoluția pandemiei, vă rog să remarcați scăderea constantă la nivelul tuturor indicatorilor, la nivelul cazurilor noi după data confirmării, media la 7 zile, evoluția ratei de pozitivitate care este în jur de 15% din totalul testelor care se efectuează zilnic, un trend descendent al numărului de decese și de asemenea un trend descendent mai puțin rapid dacă vreți, dar este un lucru normal. Există o anumită întârziere față de scăderea numărului de cazuri a persoanelor internate la ATI. Totuși, trendul acesta descrescător, care a dus la o cifră de sub 50%, și o să revin exact cu date, ne-a făcut să propunem Guvernului României adoptarea și Comitetului Național pentru Situații de Urgență adoptarea unor măsuri de relaxare în perioada imediat următoare. Următorul slide. Tulpina Omicron, după cum observați, este dominantă, așa cum era și săptămâna trecută, peste 95% din totalul secvențierilor sunt cu această tulpină Omicron. Următorul slide. Evoluția constant descendentă este, după cum observați pe acel grafic, cea mai apropiată este de varianta cea mai favorabilă, care este figurată în culoarea bej, încât estimăm ca în curând să ajungem într-un interval de una, două săptămâni să ajungem la sub 1000 de cazuri înregistrate zilnic și în mod implicit cu o scădere rapidă și a incidenței cumulate la nivel național. Evoluția gradului de ocupare al paturilor în spitale. Din paturile totale alocate, vedeți că suntem la 30% din paturile alocate pacienților infectați cu noul coronavirus. În ceea ce privește paturile la terapie intensivă, ne găsim, și asta este raportarea zilei de ieri, la 47,5% grad de ocupare. Deci ne găsim sub 50%. În total au fost 1900 de paturi alocate. Asta a fost numărul maxim de paturi alocat pentru pacienții infectați COVID la nivelul secțiilor de terapie intensivă și în momentul de față ne găsim la 47,5%, ceea ce, așa cum vă spuneam și săptămâna trecută și cred că și acum două săptămâni, ne-a determinat să solicităm o serie de măsuri de relaxare care cred că vor fi acceptate ca atare. Următorul slide.
Ăsta e ultimul slide. Și atunci o să încerc să vă precizez care sunt propunerile noastre. Sunt doar propuneri, luați-le ca atare. Este vorba despre accesul fără certificat electronic COVID în centrele comerciale, în instituțiile publice, hoteluri, pensiuni și restaurante. De asemenea, creșterea limitei de la 30 la 50% din capacitatea maximă a spațiului fără restricții de interval orar, și asta cred că e un lucru care este așteptat de multă lume, pentru competițiile sportive, activitățile din cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole, concertele în aer liber, cursuri, conferințe, workshop-uri, săli de sport și piscine. De asemenea, se permite organizarea evenimentelor private cu participarea maxim 200 de persoane. Masca, în mod evident, nu se va mai utiliza în mediul exterior, însă purtarea măștii rămâne obligatorie în spațiile publice închise și este recomandată în spațiile deschise aglomerate. Ce măsuri au fost păstrate, ca să știm despre ce este vorba? Este vorba de posibilitatea izolării și carantinării persoanelor care se osesc din țări cu risc epidemiologic ridicat. Nu știm ce se întâmplă în lume și trebuie să fim pregătiți dacă, să spunem, apare o nouă tulpină și cineva vine dintr-o țară cu risc epidemiologic ridicat, trebuie să existe această posibilitate a carantinării. Este o posibilitate teoretică în momentul de față. Menținerea testării săptămânale a personalului de îngrijire și de asistență a personalului de specialitate și auxiliar care își desfășoară activitatea în centrele de îngrijire a persoanelor vârstnice. Măsurile, menținerea măsurilor de dezinfecție și igienă în mijloacele de transport public. Noi ne menținem poziția că ar trebui cel puțin o anumită perioadă până vedem ce se întâmplă după introducerea acestor relaxări, activitățile să rămână închise, activitățile din baruri, cluburi și discoteci, unde în mod evident interacțiunile sunt mult mai frecvente și oamenii au alt tip de comportament în astfel de locuri. Și recomandări, nu obligații, menținerea regimului de telemuncă, îl recomandăm în continuare, și de asemenea utilizarea acestui program de lucru decalat în instituțiile publice centrale și locale. Astea sunt câteva dintre măsurile pe care Ministerul Sănătății le-a recomandat încât să poată să fie dispuse, puse în dezbatere de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Așteptăm decizie care să facă posibilă menținerea unora dintre ele sau a integrală acestor măsuri. Dar, repet, trendul descendent, scăderea numărului la terapie intensivă sub 50%, un număr mic de persoane, relativ mic de persoane care se află internate în momentul de față, stau la baza acestor propuneri și, bineînțeles, prognozele legate de evoluția favorabilă a pandemiei în următoarele săptămâni. Mulțumesc! Acum trecem la cea de-a doua parte legată de ceea ce face Ministerul Sănătății în momentul de față pentru sprijinirea situației din Ucraina. Noi am avut repetate întâlniri cu colegii din țară, fie că discutăm despre directorii direcțiilor de sănătate publică, fie că discutăm despre manageri de spitale și în momentul de față am inventariat spitalele, lista spitalelor și a locurilor pentru fiecare specialitate în care ar putea să fie tratați persoanele sau tratate persoanele rănite în Ucraina. Acesta este lista spitalelor, deci am identificat un total de 3150, o să venim acum cu lista județelor și implicit a spitalelor, există, e disponibilă, vom face publică, număr total de paturi disponibile 3152 de paturi și vedeți și defalcate pe tipuri de specialități,
neurochirurgie 224, orele 254, chirurgie oromaxilofacială 80 și așa mai departe pentru fiecare specialitate care ar trebui să, sau mă rog, care ar putea să, lasă puțin, te rog, care ar putea să constituie o mână de ajutor pentru persoanele care pot să fie rănite în Ucraina, indiferent de statutul lor, că sunt persoane civile sau militare, sigur și spitalele militare sunt pregătite, au altă organizare, dar sistemul de sănătate, public de sănătate din România este la dispoziția răniților din Ucraina și aici vedeți o repartiție pe județe, următorul slide, o repartiție pe județe a acestor paturi, ceea ce apare, cifra care apare sub indicativul fiecărui județ este numărul de paturi alocate pentru tratarea eventualilor răniți din Ucraina. Remarcați un număr mare de paturi alocate în județe care fac graniță cu Ucraina. Satu Mare 276, Maramureș 141, Suceava 101, Iași 120, Vaslui 256. Deci un număr mare de paturi în județele de graniță cu Ucraina și, bineînțeles, în centrele universitare, Bucureștiul având peste 570 de paturi alocate acestei categorii. O altă informație pe care vreau să vă dau în continuarea campaniei desfășurată de către Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Sănătății sprijină campania de donare de sânge. Am avut încă din cursul de la sfârșitul acestei săptămâni, am avut o ședință online cu directorul Institutului Național de Hematologie și Transfuziologie și cu directorii centrelor de transfuzii din fiecare județ și din municipiul București. Am lansat această campanie, o vom face publică pentru ca să existe adresabilitate, pentru că avem totuși 42, cel puțin 42 de locații în care se poate dona sânge. Sânge pentru Ucraina. Este vorba de prelungirea duratei de funcționarea acestor centre, fiecare zi până la ora 17:30. Încercăm să organizăm și sâmbăta, încât să oamenii care doresc să doneze să o facă. Am suplimentat cantitățile de materiale sanitare specifice, reactiv, pungi de recoltare de sânge în toate aceste centre și lucru cel mai important, există foarte multe entități publice și private care doresc să ajute la prelevarea de sânge și stabilim un procedeu foarte simplu de realizarea unor protocoale încât fiecare entitate care dorește să ajute să-și poată direcționa angajații sau colaboratorii la centrele de recoltare cele mai apropiate. Institutul Național de Hematologie centralizează aceste parteneriate și fiecare centru județean, în funcție de locația operatorului respectiv, va ajuta la prelevarea de sânge. Autoritățile ucrainiene, sigur, asta nu avem de unde să știm de acum, au nevoie de hemoderivate care sunt mai greu de găsit, de exemplu RH negativ, lucruri de genul ăsta, care sigur în momentul în care se va face o donare consistentă vor exista și va exista disponibilitate și o să ne gândim să le putem oferi atât plasmă congelată care deja există, cât și masă eritrocitară care poate fi folosită într-un interval de 45 de zile după data preparării și, bineînțeles, după testare și prelucrare inițială. Asta cu centrele de transfuzii și cea de-a treia informație legată de aceeași tematică a refugiaților ucrainieni este vorba de modul în care acționează direcțiile de sănătate publică. Direcțiile de sănătate publică acționează în toate județele de frontieră prin echipe medicale care se găsesc atât în frontieră cât și la nivelul locațiilor în care sunt îndrumați refugiații, dacă sunt locații unde există un număr semnificativ de persoane. Acolo se face evaluarea medicală a acestor persoane,
Se poate, cei care doresc pot beneficia și de serviciile de sănătate publică, de testare și de vaccinare. Nu se face testarea în frontieră, că a existat speculații că Direcția de Sănătate Publică îngreunează traficul în frontieră prin testarea obligatorie în frontieră. Este neadevărat această informație. Nu a fost niciodată vorba despre așa ceva, dar mi se pare firesc să avem responsabilitate ca o persoană, de exemplu, care este simptomatică, să poată să fie testată și îndrumată, izolată și tratată în mod corect. De asemenea, un lucru foarte important care ne preocupă și se operaționalizează chiar în cursul zilei de astăzi este îndrumarea către anumite servicii medicale de specialitate pentru pacienții care vin în Ucraina și care ar putea să aibă patologii oarecum speciale, dacă doriți. Și mă refer aici la servicii de oncologie, servicii de dializă sau tratament pentru persoanele infectate HIV-SIDA. Chiar astăzi am vorbit cu coordonatorul tehnic național, doamna dr. Mătărescu, de la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balci. Am identificat două locații, de exemplu pentru HIV, Iași și București. Continuăm și pentru celelalte tipuri de patologii și aici avem și colaborarea Colegiului Medicilor din România, care va organiza un punct, dacă vreți, un soi de dispecerat telefonic în care să ajute încât pacienții care au diverse patologii, cum ar fi oncohematologia, să poată să beneficieze pacienții sau, mă rog, eventualele persoane din care vin din Ucraina de asistență medicală. Cum vă spuneam, pentru cei care vin fără să solicite statutul de refugiat, ei beneficiază de asistență medicală pe baza unui acord reciproc care este în vigoare de foarte mult timp, din 1961, și Ucraina, ca stat care urmează practic Uniunii, fostei Uniuni Sovietice, cetățenii ei beneficiază de aceste servicii pe bază de reciprocitate și cetățenii români în condiții normale beneficiază de același lucru în Ucraina, așa că nu o să fie o problemă. Casa Națională de Asigurări de Sănătate constituie în acest moment un registru special în care să poată să fie înscriși acești pacienți care vin din Ucraina și care sigur că trebuie să existe o evidență încât să se poată face fără probleme de contare a serviciilor medicale de care ei trebuie să beneficieze. Cam astea sunt lucrurile pe care le facem până în momentul de față. Rămânem conectați inclusiv cu echipe medicale în toate județele de frontieră și în județele suport, pentru că fiecare județ de frontieră are 1-2 județe de suport din apropiere. Mai ales că și deplasarea fluxurilor eventuale de migranți, dacă ea va fi crescătoare, se va face și în aceste județe de suport și e normal ca și acolo să existe aceeași procedură în care reprezentanții direcțiilor de sănătate publică și ai unităților sanitare din zonă să poată să evalueze starea de sănătate a oamenilor din centrele în care vor fi îndrumați de către Ministerul Administrației și Internelor și, bineînțeles, să beneficieze, dacă este nevoie, de asistență medicală calificată în spitalele din zona respectivă. Alt lucru de nu am să vă spun decât aș vrea să vă urez la mulți ani o primăvară minunată. Sunt multe doamne și domnișoare, așa că o să-mi permit să vă dau și câteva floricele. Nu știu dacă mă descurc, dar sper să mă descurc. Mulțumesc, o să încep chiar cu colaboratoarea mea, nu de era prima. Mulțumesc și eu. Bine ați venit. Bine ați venit. Mă bucur. Să aveți o primăvară. Te rog. Cu plăcere, acum o să dăm. Să dăm și colegelor. Mulțumesc. E suficient. Mulțumesc doamnei secretar de stat și Oanei care m-a ajutat în acest proiect. Mulțumesc, vă mulțumesc și vă urez tuturor să o primăvară minunată, să dea Dumnezeu ca acest conflict să se termine cât mai repede și cu cât mai puține victime și sperăm să ne reîntoarcem la normalitate, nu numai din punctul de vedere al pandemiei, ci și din punctul de vedere al
vieții sociale, economice, interne și internaționale. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. O secundă. Mai avem și aici... Mulțumesc. Vă rog, și să puneți întrebări. Acesta, da? Se poate pune. Te rog. Bună ziua, Liliana Curea, ProTV. Vreau să vă întreb concret, cetățenii care vin din Ucraina vor beneficia de servicii medicale, da, nu doar de cele de urgență, ci și dacă sunt pacienți cronici. Da, și dacă tratamente și intervenții chirurgicale. Absolut. Beneficiază de toate serviciile medicale ca și cetățenii români. Există o anumită, dacă vreți, diferențiere. Cei care, v-am spus, timp de 90 de zile pot să stea pe teritoriul României ca și turiști, beneficiază de toată gama de servicii medicale. Dacă între timp sau la sfârșitul acestui interval solicită statutul de refugiat, atunci intră în vigoare prevederile legate de refugiați, dar în principiu ei beneficiază de toate categoria de servicii medicale de care au nevoie. Nu se pune problema restricției la servicii medicale și toată lumea vrea să ajute în acest sens. Bună ziua, Adriana Torea, Radio România Actualități. Cetățenii ucrainieni ca și noi au cazuri de tuberculoză multidrog-rezistentă. Există vreo modalitate de screening la moment dacă rămân aici în țară? Sigur că da. Și tuberculoza multidrog-rezistentă este o boală care cu atât mai mult beneficiază de tratament. Oricine asigurat sau neasigurat și în România beneficiază de tratament. Screeningul nu se face la toată lumea, trebuie să existe elemente legate de anumiți factori de risc, de o solicitare din partea persoanei, o stare de sănătate care să sugereze că ar putea fi inclus într-un tentativă de diagnostic legată de tuberculoză în general și de cu atât mai mult. Sigur că da, în momentul de față există și teste moleculare care pot să identifice rapid tuberculoza multidrog-rezistentă și nu mai este o problemă cum era odată. Vă rog. Bună ziua, Cristina Ștefan, Antena 3. Domnule ministru, aș avea o întrebare în primul rând despre măsurile de relaxare. Aveți dumneavoastră un set de propuneri. Știm însă că peste câteva zile o să expire starea de alertă. Aceste propuneri care vin din partea dumneavoastră vor intra în vigoare în momentul în care expiră această stare de alertă? Dacă vor trece, bineînțeles. Sunt două lucruri diferite. Eu am încercat să vă explic și data trecută. Starea de alertă permite ridicarea acestor restricții. Starea de alertă este un mecanism instituțional care ne permite nouă să alocăm, cum e și cazul acum, apropo de situația refugiaților, resurse umane. La orice oră, în orice locație, să poată să lucreze în weekend, lucrurile astea toate sunt condiționate starea de alertă. Modul de finanțare a unităților medicale în această perioadă. Și toate aceste lucruri sunt condiționate de starea de alertă. Oricum ar fi, trebuie să găsim un mecanism care să permită continuarea acestui tip de activități, pentru că acum, până acum am avut o stare de alertă legată de pandemie, acum avem o stare de criză legată de refugiați și de contextul mai larg. Noi trebuie să găsim o soluție, nu știu care va fi aceea, nu pot să vă spun acum, care să permită alocarea de resurse umane, alocarea de echipamente, achiziția de materiale sanitare și de medicamente ca să putem să răspundem necesității de acum. Adică vă rog să nu legați încă o dată starea de alertă de restricții. Sunt două lucruri care sunt diferite. Starea de alertă îți permite să iei restricții. Asta nu înseamnă că este același lucru cu restricții. Da, mă referam dacă există un orizont de timp până la care noi am propus acum, săptămâna aceasta, pentru măsurile pe care v-am spus, o să vedem în continuare cum decurg lucrurile. Și legat de refugiații din Ucraina, știți câți au fost testați până în acest moment sau câți au beneficiat de servicii medicale? Toată lumea a beneficiat de servicii, s-au testat cei care au dorit să se testeze. Deci aici nu e o problemă legată de accesul la servicii, ci este o problemă legată de dorința de a te testa sau de a te vaccina. Nu putem să-i testăm sau să-i vaccinăm cu forța, nu am intenționat niciodată chestiunea asta, drept care, în mod evident, sunt unii care vor, de exemplu, doresc să
plece din România într-o altă țară, pentru că să știți că în fiecare zi cam 40% din cei care intră în țară, 30-40% pleacă către o altă destinație. Ungaria, Bulgaria, Serbia sau pe calea aeriană în alte țări din Uniunea Europeană. Ei au nevoie de testare ca să poată să intre în acele țări. Acele persoane chiar solicită testare și au acces la testare. Dar, de exemplu, a cerut cineva să se vaccineze? Sunt unii care au vrut să se vaccineze, dar nu știu să vă spun cifrele. Okay. Sunt, în mod evident. Nu cred că sunt extrem de mulți, dar au existat astfel de opțiuni. Vă mulțumesc tare mult! Plăcere! Bună ziua, Diana Dumitraș cu Televiziunea Română. Aș vrea să vă întreb dacă propunerea aceasta de renunțare la certificatul electronic COVID nu va descuraja și mai mult campania de vaccinare, care oricum a pierdut foarte mult teren. Spre exemplu, ieri la nivel național doar 729 de persoane s-au vaccinat cu prima doză. Și de ce considerați că ar trebui să renunțăm la acest certificat electronic COVID? Am răspuns la ambele întrebări ale dumneavoastră. Dacă dumneavoastră credeți că în momentul în care se vaccinează 729 de persoane pe zi, existând acest certificat, înseamnă o campanie reușită, ce înseamnă descurajare față de 729, e clar că aceia care doresc să se vaccineze sunt cei care se vaccinează fără să țină cont de existența acestui certificat, ci pentru că ei doresc să se vaccineze. Deci, din punctul ăsta de vedere, este foarte clar că certificatul nu influențează dorința de vaccinare. Pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, doar 729 de persoane s-au vaccinat într-o zi. Cu certificatul în vigoare. De ce ridicăm certificatul? Pentru că, în momentul de față, transmisibilitatea în România a scăzut foarte mult, așa cum ați observat. Menținem anumite măsuri ca să nu le retragem pe toate într-o singură etapă. Dorința agenților economici și a populației de a relua viața economică și socială este legitimă în condițiile acestei scăderi rapide. Noi am apreciat, noi însemnând colegii din instituțiile de sănătate publică și din Ministerul Sănătății care lucrează în acest moment, că este o măsură care poate să fie favorabilă în contextul păstrării unor elemente de siguranță. Centura de siguranță e reprezentată de mască în interior, de menținerea unei capacități de ocupare de 50%, deci e clar lipsa aglomerației, un lucru extrem de important, activitatea asta în zonele de, așa cum a spus puțin mai devreme, de efervescență, cum ar fi barurile și cluburile, să mai menținem o perioadă închisă, să monitorizăm cum se întâmplă, ce se întâmplă, pentru că dacă ridici toate măsurile dintr-o dată, atunci nu mai ai elemente de siguranță, le-am păstrat pe cele pe care le-am considerat cele mai sigure și am renunțat la cele care considerăm că influențează doar în mică măsură transmisibilitatea în această perioadă. Dacă îmi permiteți, aș avea o întrebare în afara celor două subiecte. Puteți să ne spuneți care este în acest moment situația cu Caftrio? Ce s-a mai întâmplat? Cu cine? Medicamentul pentru cei cu fibroză chistică. Cred că a fost și semnat. Nu știu dacă a fost semnat în momentul de față. Da, este în transparență hotărârea de guvern, deci noi, din punctul nostru de vedere, este rezolvat, dar este procedura administrativă care trebuie îndeplinită și nu e niciun fel de problemă legată introducerea lui pe listă pentru pacienții cu fibroză chistică. Vă rog. Bună ziua! Aveți, înțeleg, săptămâna trecută, la finalul săptămânii, dat un ordin comun împreună cu Ministrul Muncii, prin care persoanele care au suferit în urma infecției cu SARS-CoV-2 pot fi încadrate ca persoane cu handicap. Ați putea să ne spuneți ce procedură ar trebui ei să urmeze sau care e parcursul pentru a ajunge? Nu sunt pregătit să vă recit ordinul de ministru, o să mă uit și eu în ordinul respectiv, dar în mod evident, dacă am dat acest ordin de ministru, având în vedere consecințele pe termen lung la unele persoane ale infecției cu noul coronavirus,
O să fie evaluate din punct de vedere medical și din punctul de vedere al expertizei capacității de muncă, pentru că de asta este un ordin comun, și vor beneficia de prevederile din ordin. Acum să vă explic chiar parcursul, se pare puțin... Mulțumesc! Aș vrea să încheiem, trebuie să plec, vă rog. Mulțumesc. O ultimă întrebare. Cum arată sărbătorile pascale din punctul de vedere al pandemiei și dacă e prea devreme să ne gândim la cum arată această vară? Eventual, nu știu, mai simțim vreo amenințare din partea unui val 6 posibil? Opinia mea și cred că și opinia altor colegi, nu vreau să mă refer la ei, opinia mea este că vom avea o vară fără cu condiții de normalitate și cu o restricții extrem de puține, dar, repet, acest lucru trebuie luat cu rezervă, pentru că atunci când discuți de o boală transmisibilă cu virus nou, e deja, sigur, împlinește 3 ani în curând, dar totuși este încă nou, nu poți să faci decât presupuneri. Presupunerea în acest moment este de un sezon estival fără restricții, dar lucrul ăsta rămâne să fie confirmat de realitate. Vă mulțumesc!